Început, cam am început prost, adversarul a creat câteva ocazii, până la urmă ne-a marcat. Noi după asta am ieșit la joc, ne-am trezit și am început să jucăm. Tiki-taka? Da, cum ai văzut, da, cam așa. Și până la urmă am marcat tot ce am avut de marcat, am avut mai multe ocazii, dar nu ne-am dus până la sfârșit. Scorul putea să fie și mai mare, putea să fie și 10-4, 10-5, dar până la urmă a rămas 6 la 1, dacă nu mă greșesc, da? Ecolog, să mergi ceas. Da, așa cum ne dorim, așa și mergem la moment. În trecut, meciurile cu ADC erau mult mai strânse, chiar pierdeați puncte. Clar, fiecare meci el e diferit. Așa că, clar că sunt meciuri cu noi, cu noi și tot a fost meciuri grele, unde și-am pierdut, unde am câștigat mai greu, azi a fost mai, un pic mai ușor. Ecolog se calificată încă din etapa trecută, de pe primele două poziții. Ce adversar ai prefera în play-off? MMZ, IDC sau MAIB, de exemplu, dacă ar putea furniza surpriza și se califica? Nu știu, nu m-am gândit ce echipă ar fi bine să jucăm. Eu cred că fiecare echipă trebuie să fie jucat. În play-off meciurile sunt altfel. Știi că în orice moment pierzi și deja nu mai câștigi. Așa sunt play-off-urile, meciurile sunt tot alt diferit ca în campionat. Așa că vom vedea cu care echipă ar fi, cu aceea jucăm.